Evaluarea națională va începe pe 15 iunie, iar bacalaureatul pe 22 iunie. O noutate este că examenul maturității va începe cu probele scrise și va continua apoi cu probele orale. Evaluarea națională se va susține începând cu data de 15 iunie, iar examenul de bacalaureat, noutatea va fi că va începe cu probele scrise în data de 22 iunie și va continua cu probele pentru competențe. Elevii din anii terminali vor reveni în clase pe 2 iunie pentru 2 săptămâni pentru pregătire suplimentară. Atât în această perioadă, cât și în timpul evaluării naționale și bacalaureat vor fi luate măsuri stricte. Evaluarea națională și bacalaureatul se vor organiza așa cum au fost ele planificate din capul locului, însă cu respectarea unor reguli foarte stricte de distanțare. Vor sta la distanță mare unii la alții, vor intra pe un coridor, vor ieși pe alt coridor, se vor face dezinfecții regulate, se va măsura temperatura tuturor persoanelor care intră în școală. În ceea ce privește examenul de titularizare, definitivat sau gradele didactice, acestea se vor desfășura cu respectarea măsurilor de siguranță. Urmează ca ministerul să comunice în scurt timp și modul în care vor fi susținute și care va fi calendarul.